Jurnalista își strigă durerea pe care o resimte din cauza faptului că nu-și poate recupera copiii din casa fostului soț. Deși fizic nu le poate fi momentan aproape, are grijă să le transmită mesaje prin intermediul rețelelor de socializare. Regretatul afacerist Silviu Prigoană s-a stins din viață marți, pe 12 noiembrie 2024. Nu a apucat să facă pace cu fosta soție, iar acum ea se chinuie să-și recupereze copiii pe care îi au împreună, care se află în grija fraților lor mai mari. Astăzi, fiul cel mic al fostului cuplu își celebrează ziua de naștere, iar mama sa, care nu îi poate fi aproape, i-a transmis un mesaj emoționant prin intermediul rețelelor de socializare. La mulți ani, iubirea mea frumoasă! Mi-aș fi dorit să-ți ofer o copilărie fericită și normală, cu susținere și înțelegere, cu modele sănătoase și echilibru emoțional, dar uneori viața ne pune în cele mai dificile situații. Am încredere în capacitatea ta de înțelegere, în inteligența și tenacitate că o să înțelegi la un moment dat că nu tot ce zboară se mănâncă și că lucrurile nu sunt ce par a fi. Știu cum te-am crescut, știu ce forță de gândire ai, știu că m-a ales cei 7 ani de acasă nu se uită niciodată. Te iubește mama ta! A fost mesajul duios transmis de Adriana Bahmuțianu fiului său cel mic, cu ocazia zilei de naștere. Sunt sigură că Silviu Prigoană a murit din cauza afacerilor care mergeau prost. El de mai mulți ani nu mai ducea bine cu afacerile. Toate s-au acumulat. Copiilor le place casa asta și nu se vor muta. Dintre casa mea și casa asta, aici vor alege să stea fiindcă le place. Eu nu știu ce e cu casa asta, nu am știut niciodată cine a proprietarul, a spus Adriana Bahmuțianu. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.